Stimați colegi, excelențe, dragi prieteni, bună dimineața, bună seara pentru colegii noștri din Tokyo, Beijing, bună dimineața, foarte dimineața pentru colegii noștri de la Washington DC și New York. Mă bucur să vă revăd pe toți și suntem onorați astăzi de prezența doamnei președinte a Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, în vizită la noi, în cadrul Ministerului Afaceri Externe și Integrării Europene, pentru a avea o discuție directă cu întregul colectiv, întregul corp diplomatic al Republicii Moldova, atât din centrală, cât și cu colegii noștri din misiunile din afară. Este o premieră, este pentru prima dată de când Serviciul Diplomatic al Republicii Moldova în corpore participă la o discuție directă cu președinta Republicii Moldova, cu președintele general al Republicii Moldova. Și, doamna președinte, dați-mi voie să vă salut cald, cordial, în încinta Ministerului. Rog foarte mult ca să nu vă jenați în sesiunea de întrebări-răspunsuri, de dialog, de deschidere și să fiți activi cu întrebări, comentarii imediat după încheierea alocuțiunii și discursului doamnei președinte. Totodată, profit de această ocazie pentru a vă aduce felicitări mici deocamdată din partea mea pentru apropiata sărbătoare profesională și voi reveni cu siguranță cu un mesaj mai substanțial la acest subiect. Cu acestea fiind spuse, dați-mi voie să-i transmit cuvântul doamnei președinte. Vă rog, doamnă. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Bună ziua tuturor. Stimați membrii ai Corpului Diplomatic, anul acesta îmi doresc să începem o pagină nouă în istoria Republicii Moldova și mă bucur să am acum această posibilitate să discut cu dumneavoastră direct, fără intermediari. Este o bună oportunitate să reflectăm asupra rolului nostru ca țară, să trecem în revistă starea politicii noastre externe, a serviciului diplomatic, dar și să avem un schimb de păreri, să ne cunoaștem mai bine, pentru ca împreună, în următorii 4 ani, să promovăm interesele Republicii Moldova și interesele cetățenilor. În primul rând, vreau și eu să vă felicit cu ocazia Zilei Profesionale a Diplomatului, pe care o sărbătorim pe 17 ianuarie. În această zi, 29 de ani în urmă, Republica Moldova a întreprins una dintre primele sale acțiuni diplomatice, a depus cererea de aderare la Organizația Națiunilor Unite, lucru care ne-a oferit acces la o platformă globală de abordare și luare a deciziilor asupra provocărilor cu care se confruntă comunitatea internațională și noi ca parte a acestei comunități. Până astăzi, deciziile diplomatice pe care ni le asumăm ne decid calea și rolul în complexitatea de interacțiuni pe care le avem cu alte state. Știu că diplomația nu este o slujbă ușoară. Aceasta necesită capacități speciale, multă muncă, autoperfecționare permanentă, cunoașterea lumii externe, dar și foarte multă răbdare. Doar așa se ating rezultatele. Și eu vreau să vă urez succes și rezultate substanțiale în politica externă a Republicii Moldova. În al doilea rând, este o ocazie potrivită să împărtășesc cu dumneavoastră viziunile pe care le am cu privire la politica externă a Republicii Moldova, ca să pornim un proces amplu de consultări necesar pentru regândirea acesteia. Însă, înainte de a vorbi despre politica externă, despre prioritățile noastre ca țară și despre mandatul oferit de cetățeni pe dimensiunea politicii externe, aș vrea să încep cu situația din țară. Știți bine că politica externă începe cu realitățile interne. Anume, realitățile interne sunt acel soclu
pe care o diplomație poate fi eficace sau, din contra, poate fi împinsă în stare de incapacitate. Pe parcursul mai multor ani ați fost nevoiți să reprezentați o țară despre care se vorbea în mare parte doar de rău. Despre furtul miliardului, despre operațiuni de spălare de bani, despre deputați care se vând, despre corupție la cel mai înalt nivel, despre regim antidemocratic. Este extrem de dificil să-ți promovezi țara în asemenea condiții. Situația rămâne în continuare dificilă. Deciziile luate de guvern și parlament în decembrie anul trecut au avut ca scop slăbirea instituțiilor statului și crearea unui blocaj pentru a genera o criză economică și socială și mai mare. Dumneavoastră, aflându-vă în discuții cu partenerii externi, vedeți reacția multora dintre ei la aceste evenimente provocate de unii exponenți ai politicului moldovenesc. Acestea variază între nedumerire și dezaprobare. Aceste încercări de a da foc la țară se suprapun pe acea izolare internațională în care foștii decidenți politici au aruncat Moldova prin deciziile lor irresponsabile. Și aici mă refer la fostul președinte și la fostul, așa zis, coordonator. Ambii au fost o mare pată pe reputația internațională a țării noastre. Ori, nu poți avea o politică externă eficientă și credibilă dacă nu ai o politică internă eficientă și credibilă. Nu poți obține mari succese în plan internațional, nu poți atrage investiții străine, nu poți obține asistență și nu poți promova țara ta dacă politicienii de acasă sunt putre de corupți, dacă ei își oferă unii altora bani în sacoșe, dacă pentru ei buzunarul propriu este mai important decât țara. Aceste pagini rușinoase din istoria țării noastre, în mod evident, au afectat și imaginea și prestigiul serviciului diplomatic moldovenesc. Au atras după sine consecințe nefaste pentru credibilitatea internațională a țării noastre. Goana unora după selfie-uri diplomatice a înscris pagini de rușine pentru diplomația noastră. Dar vreau să vă asigur că eu, în calitate de președinte, voi face tot ce-mi stă în putință să readuc respectul pentru Republica Moldova pe plan internațional. În perioada imediat următoare, avem două obiective cheie. Primul este lupta împotriva corupției. Peste tot, în toate instituțiile statului. Schemele prin care unii angajați ai corpului diplomatic fac bani trebuie să dispară. Așa cum o arată cele mai recente exemple, aceste scheme, pe lângă daunele și pentru bugetul și interesul public, produc și vulnerabilități care țin angajații statului ostateci intereselor unor grupări criminale cu reprezentare politică. Am un mesaj personal către acei puțini care sunt implicați în astfel de scheme. Încetați acum! Nu puneți serviciul diplomatic și colegii voștri în situații complicate. Ilegalitățile vor fi sancționate dur. Al doilea obiectiv de reformă ține de consolidarea instituțiilor statului, inclusiv a instituțiilor responsabile de asigurarea interesului primordial al unui stat, securitatea. Doar cu instituții funcționale, în domeniul securității și diplomației, putem avea o politică internațională care aduce beneficii maxime țării noastre. Așadar, prioritatea mea cheie ca președinte, dar și mandatul oferit explicit de cetățeni, este să facem ordine în țară, la noi acasă. Ca să reușim cu toții acest lucru, vom avea nevoie de o sincronizare maximă între politica externă și cea internă. Aici, sprijinul serviciului diplomatic va fi foarte important pentru a îmbunătăți situația în țară. Tradițional, când vorbim de politica externă, ne gândim la partenerii noștri externi. Și neapărat voi vorbi despre relațiile cu partenerii noștri. Dar înainte de a o face, vreau să vorbim despre noi înșine.
ca țară și ca societate. Este foarte important să concepem politica externă nu doar ca pe niște activități de interacțiune cu alte state, ci ca pe un set de instrumente și activități menite să îmbunătățească situația în țara noastră și viața cetățenilor. De aceea, un obiectiv central al politicii noastre în plan extern va fi să dezvoltăm o politică externă în interesul cetățeanului. Nu este o simplă lozincă, este esența politicii externe. Pandemia ne-a demonstrat cu prisosință. Cetățeanul nostru, chiar dacă este departe de țară, are nevoie de noi, de Moldova. Uneori poate mai mult decât ar avea nevoie de ajutorul statului atunci când este aici, acasă. O altă prioritate cheie a politicii externe este să oferim un context maxim favorabil evoluțiilor interne. Reformele, lupta împotriva corupției, depășirea pandemiei COVID, precum și a efectelor economice ale acestei pandemii. Și aici avem câteva dimensiuni pe care cred că este foarte important să ne axăm. Voi începe cu diplomația economică. În această familie de priorități aș vrea să menționez că este foarte important să promovăm produsele din țara noastră. Avem produse de foarte bună calitate. Avem zone de liber schimb cu Uniunea Europeană, cu țările CSI și trebuie să depunem un efort constant pentru a îmbunătăți promovarea exporturilor noastre. Promovarea acestor exporturi înseamnă crearea locurilor de muncă la noi acasă. Știu că deseori diplomația economică este un fel de activitate oarecum auxiliară pentru serviciile diplomatice din mai multe țări. Dar aici vreau să vă spun că niciun stat nu a reușit să devină stabil și prosper fără o diplomație economică activă și eficientă. De aceea, țin să subliniez că promovarea exporturilor, atragerea investițiilor, elaborarea și dezvoltarea unor proiecte de infrastructură trebuie să devină la fel de importante pentru activitatea Ministerului de Externe ca și negocierea unor tratate, acorduri sau gestionare a contractelor politice internaționale. O altă dimensiune esențială ține de relațiile cu diaspora și serviciile consulare. Diaspora noastră suntem noi. Sunt cei care au plecat, forțat sau binevol, în căutarea unor studii de calitate mai bună, a unor surse de venit mai mari pentru a-și întreține familia și copiii lăsați acasă, oportunități profesionale mai bune și mai diverse, cât și în căutarea unui trai mai bun, unde sunt respectați și apreciați pentru cine sunt, pentru eforturile și munca depusă. Este absolut inadmisibil să divizăm cetățenii pe criterii etnice, lingvistice sau în funcție de unde trăiesc, în Republica Moldova sau în afara țării, la est sau la vest. Divizarea societății prin slogane politice de genul lume paralelă și tratarea cetățenilor exclusiv prin prisma necesităților electorale proprii nu contribuie la coeziune. Astfel de epitete nedemne folosite de actorii politici falimentari trebuie stârpite din limbajul politic. Trebuie să lucrăm pentru unitatea oamenilor. Nu putem diviza cetățenii noștri în diasporă și nediasporă. Suntem toți un întreg. Diaspora este trup și suflet cu restul țării. Și vă rog să vă conduceți de acest considerent în interacțiunea cu concetățenii noștri din afara țării. Ambasadele și consulatele noastre trebuie să aibă grijă de cetățeni și să ofere servicii de calitate. Aceasta este o misiune esențială a serviciului diplomatic. Oamenii trebuie să găsească un sprijin în ambasadele noastre, să poată obține ajutor cât mai ușor. Referitor la serviciile consulare, o să vă rog să reluăm lucrul de facilitare a procedurilor consulare lansat în 2019, pe timpul când eram în guvern. Miercuri am avut o primă discuție cu instituțiile cheie pe acest subiect, precum și cu reprezentanți activi
ai diasporei pentru a identifica principalele probleme și pentru a înțelege cum îi putem susține prin servicii consulare mai bune. În zilele următoare o să creăm un grup de lucru, obiectivul căruia va fi simplificarea acestor proceduri. Stimați diplomați, înainte de a trece la o discuție mai aprofundată despre relațiile noastre cu statele partenere și organizațiile internaționale, aș vrea să vă mulțumesc pentru efortul de care ați dat dovadă în organizarea repatrierii cetățenilor moldoveni blocați peste hotarele țării din cauza pandemiei, repornirea transportului Marfar, desfășurarea alegerilor prezidențiale peste hotare. Știu că nu a fost deloc ușor, că a necesitat eforturi conjugate ale centralei și ale diplomaților din misiuni pentru a putea, în condițiile crizei COVID-19, să realizați toate aceste acțiuni. Rog pe această cale să transmiteți și familiilor dumneavoastră cele mai bune gânduri. Știu că deseori cei apropiați întâmpină anumite greutăți din cauza specificului muncii dumneavoastră. Revenind la situația de pe arena internațională, aici cel mai important obiectiv este să menținem un context internațional cât mai constructiv și pașnic în privința Republicii Moldova. Trăim într-o regiune complicată, vedem multe tensiuni, ostilități interstatale, chiar și războaie deschise între statele lumii. Monitorizăm cu toții aceste evoluții, dar știm bine că suntem în același timp un stat neutru și este important să facem totul pentru a evita și minimiza riscurile de conflicte diplomatice, economice sau de altă natură pentru țara noastră. Trebuie să construim rapoarte cât mai pozitive cu toți partenerii. Și aici mă bucur să anunț că am reușit doar în câteva săptămâni să deblocăm relațiile cu vecinii noștri și partenerii noștri strategici, România și Ucraina. După o perioadă în care relațiile la cel mai înalt nivel au fost înghețate din cauza politicii ostile a guvernanților de la Chișinău, atât față de România, cât și față de Ucraina, am reușit să relansăm procesul de dialog politic cu aceste două țări prietene. Cu România am convenit să edificăm mai multe conexiuni, poduri și proiecte comune care ajută la consolidarea Republicii Moldova ca stat, dar și ne-ar permite să ne ancorăm în Uniunea Europeană. În Ucraina am avut o vizită foarte bună săptămâna aceasta și le mulțumesc colegilor care au contribuit la acest lucru. Acum vom avea foarte mult de lucru ca acest dialog politic să dea cât mai multe rezultate concrete. Consider că o mare parte a eforturilor noastre diplomatice trebuie să se concentreze anume pe construirea acestui cerc de încredere: România, Republica Moldova, Ucraina. Cred că acest parteneriat transfrontalier, regional, poate aduce beneficii serioase țărilor și cetățenilor noștri. Relațiile de bună vecinătate vor genera un impact pozitiv și în relațiile cu ceilalți parteneri externi ai Republicii Moldova. Trebuie să depunem eforturi maxime, să generăm noi idei, să identificăm puncte de creștere și de interes reciproc avantajos. Vreau să folosim aceste relații bune, această bună vecinătate, pentru a construi cât mai multe poduri, și la propriu și la figurat. Poduri diplomatice, poduri culturale, educaționale, dar și poduri energetice, rutiere, feroviare, legături ale rețelelor electrice, coordonate și ajutor în combaterea pandemiei COVID, dar și poduri între instituții și societățile noastre. Un alt partener important cu care avem nevoie de o resetare a relațiilor este Uniunea Europeană. Țineți minte mai bine decât oricine că în anul 2018 Uniunea Europeană a asistat o bună parte din asistența oferită Republicii Moldova din cauza abuzurilor
antidemocratice de la Chișinău. Iar pe parcursul anului 2020, Uniunea Europeană a fost atacată și ofensată de mai multe ori de pseudo-guvernanții de la Chișinău. În aceste zile, depășim aceste file rușinoase din istoria diplomației noastre. În câteva zile, cunoașteți, voi merge la Bruxelles. Dar și mai important este că dorim să relansăm procesul de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană prin reforme democratice și economice care să transforme Moldova într-un stat european. Un stat cu instituții europene, cu școli europene, cu spitale europene, cu drumuri europene, cu un viitor european care activează exclusiv în interesul tuturor cetățenilor. Sigur, vrem să aducem Moldova în Uniunea Europeană, dar este foarte important să păstrăm relații bune, cordiale și cu alți parteneri ai țării noastre, inclusiv cu alte puteri globale și regionale și parteneri mai vechi sau mai noi ai țării noastre. În privința Rusiei, știți că avem o relație complexă. O relație în care avem multe domenii în care cooperăm, avem foarte mulți concetățeni care trăiesc în Rusia, avem legături comerciale tradiționale, dar și unele domenii în care avem și diferențe de opinii și interese. Dar aici vreau să reamintesc că ne dorim depășirea acestor probleme prin dialog, respect reciproc și o relație constructivă. O astfel de relație, evident, presupune și respectul pentru neutralitatea noastră, inclusiv prin depășirea situației în care ne aflăm atât în procesul de reglementare transnistreană, cât și cea legată de prezența trupelor ruse pe teritoriul țării noastre. Dar obținerea acestor obiective se poate face prin dialog și relații de parteneriat. Eu personal voi depune toate eforturile ca să avem o relație bună cu Federația Rusă. Evident, realizarea acestui obiectiv depinde nu numai de Moldova, dar și de partenerii noștri. Obiectivul nostru este să construim o relație reciproc respectuoasă și reciproc avantajoasă cu Federația Rusă. Cu Statele Unite ale Americii avem un parteneriat foarte bun, care în toți acești ani ne-a ajutat să consolidăm independența și suveranitatea țării, să dezvoltăm democrația, infrastructura, economia și instituțiile. Îmi propun să consolidăm acest parteneriat, dar acest lucru presupune ca și noi, ca țară, să contribuim la acest parteneriat cu ce putem, inclusiv cu solidaritatea politică sau diplomatică în acele subiecte de politică internațională în care interesele noastre coincid, iar Statele Unite ale Americii mizează pe sprijinul altor state partenere. Evident, în acest context vreau să atenționez cât de important este să fim deschiși față de oportunitățile pe care ni le oferă și cooperarea cu alte țări. China, Turcia, Israelul, în care avem mulți concetățeni sau cu care avem relații comerciale importante, dar și cu regiuni, din păcate, mai puțin explorate de către politica noastră externă, precum Statele Arabe, India și alte țări din Asia, Africa și America Latină. Stimați diplomați, angajați la centrală, ambasadori și personal al ambasadelor, contextul internațional, precum și cel național, este de așa natură încât anume de prestația dumneavoastră depinde în mare parte reușita tuturor celor enunțate anterior. Readucerea Republicii Moldova pe agenda internațională, păstrarea unui mediu neconflictual care ne-ar permite să asigurăm transformările interne, lupta împotriva corupției, depășirea epidemiei, precum și a consecințelor economice ale acesteia, interacțiunea cu diaspora, dar și calitatea serviciilor consulare. Majoritatea dintre dumneavoastră sunteți diplomați de carieră, profesioniști respectați și știți să vă faceți bine și cu dedicație lucrul. M-am convins de acest
lucru de acest fapt cu diverse ocazii. Evident, pentru a realiza aceste obiective ambițioase, dar realiste, avem nevoie de un Minister de Externe funcțional, bine dotat, motivat și respectat. Fără dedicația, motivația și patriotismul dumneavoastră, nu vom putea obține multe. Prin mandatul oferit de către cetățeni, vă pot asigura că aveți și sprijinul cetățenilor, care cu siguranță nu-și doresc un stat cu conflicte în exterior și mâncat de corupție pe interior. Cu toții ne dorim un minister cât mai puternic și integru, cât mai dinamic și cât mai respectat. Cum să obținem acest lucru? Vă spun, avem nevoie de promovarea în funcție a cadrelor profesioniste, exclusiv pe criterii de meritocrație. Cunosc că sunt mai multe poziții de ambasadori neacoperite, știu că mai mulți diplomați așteaptă de ceva vreme promovarea bine meritată. Consolidarea echipei ministeriale depinde de politica de cadre. Sunt nevoită să remarc, deși nu-mi face plăcere, anumite probleme cu care s-a ciocnit serviciul diplomatic, inclusiv recent, cazuri mediatizate și în presa națională și în presa internațională. Asemenea situații nu ne fac față ca instituție, ca sistem diplomatic, ca țară. Dar eu sunt sigură că astfel de probleme sunt excepții. Este important ca abuzurile unor indivizi să fie pedepsite și să nu fie puse în responsabilitatea unui minister întreg. Stimați diplomați, ne așteaptă o perioadă grea, mai ales că nu avem acces la resursele care ne-ar permite să fim mai prezenți, mai activi. Vă rog totuși să încercăm să mobilizăm resurse noi, să atragem diaspora în activitățile de promovare a țării peste hotare, să fim prezenți nu doar prin explicarea problemelor noastre interne, dar și prin prezentarea oportunităților pe care le oferă Republica Moldova, ca țară mai puțin cunoscută, țară pitorească, cu valori culturale deosebite și cu oameni buni și ospitalieri. Fiecare dintre dumneavoastră este un ambasador al țării noastre, indiferent de funcția pe care o dețineți, și aș vrea să simțiți cu toții acest lucru. Să vă mândriți de țara de unde veniți și pe care o reprezentați. Pentru aceasta trebuie să muncim împreună, să ne punem imaginația în mișcare și să realizăm idei frumoase prin eforturi comune. La minister, la ambasade și la președinție. Împreună. Aveți tot sprijinul meu ca președinte să veniți cu idei inovatoare, cum putem promova mai eficient imaginea țării, ce putem învăța de la alte țări în ceea ce privește promovarea imaginii noastre și cum putem fi mai conectați la comunitatea internațională. Aici aș vrea să închei, stimați diplomați, cu urări de bine, vă doresc un an cât mai bun, lucru eficient, dedicație și multe succese în plan profesional. Să țineți minte că succesul dumneavoastră este succesul Republicii Moldova. Vă mulțumesc! Pentru mesajul dumneavoastră, pentru prioritățile schițate în alocuțiunea care ați susținut-o acum în fața colegilor noștri, vă mulțumesc din suflet și în speranța continuării unui dialog direct cu Corpul Diplomatic al Republicii Moldova, aș vrea să rog colegii din mass media să binevoiască să ne lase un pic pentru o discuție închisă. Vă mulțumesc!